În fiecare an, școlarii au prilejul să-și verifice cunoștințele la obiectul limba și literatura română și să vadă dacă notele sunt egale cu rezultatele. O încercare este competiția regională la limba română și cultivarea limbii pentru elevii claselor a 7-a și a 8-a, care s-a organizat la Școala Generală Frăție și Unitate din Alibunar. Elevii au avut emoții, dar și organizatorii, pentru că găzduirea tuturor școlilor generale, unde orele au loc în limba română, nu este deloc ușoară. Pentru prima dată se organizează aceste competiții la Școala Generală Frăție și Unitate din Alibunar. La această competiție participă toate școlile unde se desfășoară învățământul în limba română. Avem în total 13, dar anul acesta nu și-au făcut prezența. E vorba de școala din Ecca și despre școala din Sân Mihai. Participă copiii de clasa 7-a și a 8-a. În total sunt 15 elevi din clasa a 7-a și 24 de elevi din clasa a 8-a. Testele pentru această competiție au fost realizate de o echipă de specialiști în domeniu de la Departamentul de Limba și Literatura Română de la Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filozofie. Comisia a verificat testele, iar rezultatele au dovedit că elevii au luat în serios obiectul, dar și competiția. Cu detalii legate de cei care s-au plasat mai departe, vom reveni în emisiunea Magazin.